Am aici o hârtie scrisă mare, dut că Mihai, acum am văzut-o, și când m-am uitat la naștere, am văzut că mai mare exact cu o săptămână decât mine. În același an, în aceeași lună, el e cu o săptămână mai mare și deja Domnul o chemat acasă. Înseamnă că trebuie să ne pregătim fiecare și despre lucrul acesta aș vrea să vorbim în câteva cuvinte. Știu că ai sunt frați predicatori și întrucât am fost primul, ar fi de bun simț să lăsăm și pe alții să mai predice. Domnul să le dea înțelepciune tuturora. Amin. S-a citit din Psalmul 39 și vorbeam eu de un om care avea multe activități în viața lui. Era împăratul David și din multele preocupări pe care le avea, la un moment dat el se oprește și își pune o întrebare foarte serioasă despre viața pe care noi o trăim. Era interesat el de lungimea vieții acesteia care o trăim pe pământ și îl întreabă pe Domnul, Doamne, spune-mi cât de trecător sunt, care-i sfârșitul zilelor mele? Și parcă lucrul acesta ne interesează acum și pe noi. Poate cei mai tineri se gândesc mai puțin la moarte, după ce trecem de o anumită vârstă, ne gândim mai mult, iar unii se gândesc aproape în fiecare zi la moarte. Domnul, în înțelepciunea lui prin Duhul Sfânt, la întrebarea pe care David o pune, referitor la durata vieții, îi dă și alte detalii despre viață. În primul rând spune că viața e foarte scurtă și în Biblie viața e comparată odată cu o floare, cu o iarbă, cu un abur care se ridică și piere, ca un sunet, ca un vis la deșteptare, ca o suveică care trece printre firele de țesut. Atâta este de scurtă viața noastră. Domnul vorbește apoi de preocupările vieții. Da, omul se frământă ca o umbră, strânge la comor, nu știe cine le va moșteni. Și apoi Domnul vorbește de oportunitatea care o avem, de posibilitățile, ca în viața aceasta scurtă să ne pregătim viața veșnică într-un loc binecuvântat. Domnul să ne ajute la aceasta. Mă gândim la trecerea noastră din viață și eu am meditat la lucrul acesta, încă mai întrebam și pe alți frați, poate și pentru dumneavoastră, care-i modul în care noi ne raportăm la clipa plecării, la cunoașterea acestui moment? E bine să știm, nu-i bine să știm? Și am întâlnit în Sfânta Scriptură că unii oameni și-au cunoscut momentul când trebuiau să plece din viața aceasta. Iar pentru unii plecarea au fost în mod surprinzător, adică pe neașteptate. Gândindu-mă la aceste lucruri, am ajuns la Iov, capitolul 33, cu versetul 22, unde acolo se spunea că sufletul se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Am încercat să văd care sunt vestitorii morții, de care unii au parte, iar alții nu au parte. Unora li se prevestește moartea. Și întâlnim în Isaia, parcă în capitolul 38, când la împăratul Ezechia vine un om al lui Dumnezeu, prorocul Isaia, și îi spune că va muri. Puneți casa în rânduială, vei muri și nu vei mai trăi. Deci ăsta a fost un vestitor al morții. Moartea lui a fost vestită prin prorocul Isaia. Știți dumneavoastră plângerea împăratului, știți hotărârea lui Dumnezeu, dar eu m-am gândit, după ce Dumnezeu îi spune du-te că mai ai încă 15 ani, m-am gândit la omul acesta care știa că n-o să moară. Deci mai am de trăit încă 15 ani, hotărât de la Dumnezeu. Ce a făcut în cei 15 ani, noi cunoaștem. Eu eram interesat oare ce a făcut în ultima lună. Ce-o fi făcut împăratul în ultima zi, când spunea, măi, mai am o săptămână și plec. Eu cred că e ceva sadic, sau cum să spun eu, să știu că mai am exact 7 zile sau 5 zile și după aceea voi muri. Oare e bine să știm sau nu-i bine? Mă tot întreb și mă gândesc.
Apoi în Iov, parcă 24 cu 17 acolo, sau, spunea că unii au spaimele morți. Unii oameni au spaimele morții, au o prevestire a morții. Sunt oameni care trăiesc un sentiment că ei vor muri. Spuneam că la noi este un frate, Dragoș Spistun îl cheamă, are vreo 68-69 de ani. Tata lui a fost paralizat în pat 22 de ani. Nu s-a putut mișca deloc. Acolo se făcea stăruință, acolo se făcea rugăciuni, în casa lui era o mică adunare plină de har. Și îmi spunea Dragoș, când murea cineva în adunare, o soră mai tânără cu copii, el îi spunea, măi Dragoș, de ce n-am murit eu, măi? De ce mă lasă Dumnezeu pe mine ca un lemn aici în pat și n-am murit eu? Murea câte un frate, măi Dragoș, măi, de ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine și mă ține aici? Și îmi spunea Dragoș că într-o dimineață spune, Dragoș, eu azi mor. Lasă, tată, că nu. Măi, Dragoș, eu azi am să mor. Eu, ai să vezi, în ziua de azi mor, dar știi ce? Parcă aș mai trăi un pic. Și îmi spunea Dragoș, măi, 22 de ani paralizat. Cerea mereu moartea să vie, să-l scape. Și în ziua în care avea în dimineața, când avea presimțirea că moare, o zic, parcă aș mai trăi mai un pic. Dar chiar în ziua aceea, Domnul o chemat acasă. Pentru că unii au așa o presimțire, o înștiințare în cuget. Nu-i de la un proroc, nu-i prin alte... În simțămintele lui are această înștiințare că moare. Altul prin bătrânețe. David îi spunea lui Solomon, măi, eu mă duc pe drumul care îmi duce toată lumea. În Cartea Împărați, capitolul 1, acolo. Era bătrân, era neputincios și cei care sunt așa, se așteaptă să plece. Alții în Samuel 20:3, David măsoară distanța între el și spunea lui Ionatan, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că între mine și moarte nu e decât un pas. Când treci prin anumite primejdii, te aștepți să mor. Că ăștia-s vestitorii morții. Dar Petru spunea despre sine că dezbrăcarea mea de trupul acesta se va face dintr-o dată, așa după cum mi-a spus Domnul meu. Deci există morți anunțate la care vin vestitorii morții și sunt morți surprinzătoare care vin dintr-o dată. Și pentru că noi nu știm, fraților, când murim, pentru că atâtea lucruri se întâmplă, atâtea accidente, atâtea neprevăzute se întâmplă în viața noastră, recomandarea mea pentru toți este să fim gata în orice moment. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Gândindu-mă la moartea aceasta, la momentul în care plecăm, pentru mine e clar, pe unii înștiințează Dumnezeu și știu, iar pe alții nu înștiințează și pleacă dintr-o dată. M-am gândit la modul cum percepe moartea. Oare cum este să mori? Eu nu știu cum e să mori, că n-am murit, nici voi nu știți. Oare cum percepe omul ăla viu când vine moartea la el? Cum o vede? Ce e aia moarte? Și când meditam la lucrurile acestea, am înțeles că oamenii sunt de două feluri. Sunt oameni păcătoși și sunt oameni neprihăniți. Și se pare că perceperea morții este diferită. Cel păcătos moare într-un fel, iar cel neprihănit percepe, adică înțelege moartea în altfel. În Samuel 22:5, David vorbind de moarte, vorbea că au venit ca niște valuri, așa moartea peste el, valurile morții. Poate fizic, cineva moare în valuri, moare necat, ca Exod 15, cânta Moise și spunea că au murit egiptenii ca un petroi s-a dus în fund și valurile i-au acoperit. Dar noi nu suntem, fraților, numai trup. Noi avem și om duhovnicesc. Eu mă gândeam, oare care ar fi valurile care ne-ar putea omorâ omul duhovnicesc? Și în Iov 40:11 vorbește de valurile mâniei. Ați fost odată prins de
un acces așa exagerat de mânie, pe acasă, poate și la adunare, poate în trafic cu mașina. Am întâlnit oameni care îs încercați și loviți de valurile astea ale mânie până devin niște oameni foarte irascibili. Aproape că nu poți să vorbești cu ei. Ori mânia asta a omului nu lucrează la neprihănire. De aceea recomandarea mea este să rugăm pe Domnul să fim mult mai calculați, mai cumpătați. Doamne ajută-ne, amin? Psalmul 89, versetul 9, vorbea de valurile mândrie. Când Domnul a pus hotar ca să oprească valurile mândrie, am fost careva vreodată prins de valurile mândrie. Să vină așa mândria peste noi ca niște valuri, oameni buni. Dacă nu suntem atenți, mândria asta ne omoară sufletele. Că nu este păcat mai mare decât mândria. După 61 de ani de pocăință care am, după experiențele pe care le am, nu foarte multe, aici sunteți oameni cu mai multă experiență. Eu cred că un om nu ajunge să păcătuiască grosolan, nu ajunge nici host, nici purvar, nici lacom, nici bețiv, până nu îi ajunge mândru, că Petru spunea 5:5, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și în momentul în care un om se mândrește, îl are ca adversar direct pe Dumnezeu. Ce șansă de succes mai are omul ăsta, slujitorul ăsta, la care Dumnezeu îi stă împotrivă și Dumnezeu luptă împotriva lui? Să ne păzim, fraților, de mândrie. Amin. Că asta ne omoară omul din lăuntru. Apoi Iuda, versetul 13, spunea ca niște valuri care spume gărușânea lor. Adică oameni care trăiesc în păcatele lor își aruncă spumele așa la vedere, la suprafață. Și asta tot nu-i bine. Să ne păzească, Domnul. În același Samuel 22:6, tot modul în care percepe David moartea spunea ca niște lanțuri ale morții. Acum noi nu murim, fraților, că sunt frați care au murit în pușcărie, care au suferit pentru Domnul și au murit în lanțuri. Ei vor fi răsplătiți. Dar eu mă gândeam tot la lanțurile astea omului dinăuntru. Care ar fi lanțurile astea care ne omoară omul sufletesc? Am găsit scris despre o femeie, în capitolul 7, versetul 26, are că lor brațe sunt ca niște lanțuri. Și de aici deduc eu că imoralitatea, senzualitatea asta care are atâta reclamă la ora actuală, păcatul ăsta care cuprinde și căruia îi se face atâta reclamă în zilele noastre prin toate mijloacele de informare, este ca un lanț care îl imobilizează pe credincios, care îl prinde, îl strânge și îl omoară. Dumnezeu să ne păzească de asta, frață. Parcă în Isaia 58:6, când vorbea Domnul de adevăratul post, amintea acolo de lanțurile răutății. Sunt lanțuri ale răutății care îi cuprinde pe oameni. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute pe noi să ne deslegăm din asta. În fapt, îi spunea Petru odată lui Simon Magul, văd că ești prins de lanțurile fără de lege. Astea toate sunt niște legături care ne sugrumă, ne omoară sufletul nostru. Să rugăm pe Dumnezeu și noi înșine să ne dăm silința să scăpăm de ele. Doamne ajută-ne, amin. Vorbind despre moartea aceasta, eu am meditat la modul cunoașterii momentului acestui al plecării. Și am spus că sunt vestitorii morții. Morți anunțate, de care unii au beneficiat. Eu cunosc oameni al lui Dumnezeu care și-au prevestit, aveau de la Dumnezeu în științare și au spus, frații mei, eu plec. Cunosc oameni care au spus, uite, un înger vine după mine. Cunosc oameni care s-au adunat frații, când era fratele Vasile Axinte, bolnav, primul prezbiter de la noi, erau frații adunați, frate Vasile, cine mai spui? El spunea, măi, eu în data de mor, în data de mă îngroapă, și frații erau acolo. Și când o spus, atunci au murit. Dar sunt morți așa surprinzătoare. Nu știm dacă vom beneficia de vestirea aceasta. Și încă o dată, recomandarea mea este să fim gata întotdeauna. Apoi modul cum percep oamenii moartea, păcătoșe, ca ceva hidos, ca pe ceva de speriat, ca pe ceva de temut, dar neprihăniți, nu.
În Isaia 57, versetul 1 și 2, vorbind de moartea acelor neprihăniți, spun că ei merg la loc de pace. Pacea, noi trebuie să luptăm pentru ea, nu? 2 Corinteni 13 cu 11, trăiți în pace. Psalmul 34 cu 14, caută pacea, aleargă după ea. Coloseni 3 cu 15 și pacea lui Hristos la care a fost chemat să stăpânească. Filipeni 2 cu 7, pacea lui Hristos care întrece orice pricepere să stăpânească. Noi suntem chemați oameni buni să luptăm pentru pace, să o căutăm, să trăim. Dar după ce plecăm de aici, vom întâlni pacea la nivel absolut. Acolo e pacea lui Dumnezeu. Iar un credincios când pleacă de aici, pleacă la o pace desăvârșită. Așa privim noi lucrurile și moartea celor neprihăniți. Dumnezeu să ne ajute, amin. Amin. Psalmul 73, versetul 24. Tu mă vei călăuzi și apoi mă vei primi în slavă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Noi, după făgăduința lui, știm că cerul de aici trece, pământul de aici arde cu tot ce este pe el, dar noi, după făgăduința lui, 2 Petru, capitolul 3, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Pavel spunea 2 Timotei, capitolul 4, de la 6, 7, 8 în jos, eu mi-am isprăvit alergarea, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa slavei. Domnul să ne ajute să trăim, să primim cununa asta, amin? Amin. Filipeni 1, 20 și 1 spunea că pentru mine a trăi este Hristos, iar moartea este un câștig. Și că la Domnul acasă, fraților, este cu mult mai bine. La Domnul acasă nu sunt spitale, nu sunt medicamente, nu ar fi farmacii. La Domnul acasă nu-i plâns, nu-i durere. Oricine am fi în lumea aceasta. Și cu asta închei predica. Am fost în Australia și am vizitat, am fost nearugat pentru niște frați la un spital. Nu vă puteți închipui ce spitale sunt acolo. Ce lux! Ce cabinete! Ce totul pregătit! Fiecare are asistenta lui care îl așteaptă acolo. Și printre altele am văzut un amiral din armata Australiei care avea pe pereți numai diplome și medale puse și avea boala Parkinson, parcă se spune. Și venea o asistentă și îl prindea de bărbie, așa se ne-a strâns și cu o lingură îi turna mâncarea pe gură. Ăsta e amiralul Australiei. Și până la urmă, ce folos avem din diplomele noastre și ce folos avem din insignele noastre și din firma noastră și din averile noastre când toate le lăsăm aici, dar aici le avem astea împreună cu necaz, cu despărțiri, cu lacrimi, cu bolă, cu suferință, dar la Domnul spunea Apostolul Pavel că este cu mult mai bine. Plecarea credincioșilor din lumea aceasta e o plecare la odihnă. Apocalipsa 14 cu 13. Și am auzit un glas care zicea, scrie, ferice de acum încolo, de morți care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, că faptele lor îi urmează. Frații mei, eu nu sunt aici să vorbesc de mască și vaccin. Nu să vorbesc de aici de oculta mondială, că nu le știu și nu mă pricep. Eu sunt aici să vă spun totuși, eu cred că venirea Domnului este foarte aproape. Toate evenimentele ne vorbesc despre asta. Toate evenimentele converg într-o singură direcție. Se precipită lumea, se precipită evenimentele. Toate se întâmplă cu o repeziciune pe care noi nu o putem înțelege. În vremea care ne mai rămâne de trăit, că nu știm cât mai avem fiecare, haide să lucrăm pentru Domnul, să ducem o viață frumoasă, să dăm dovadă de pocăință și plecarea noastră de aici, în partea cealaltă, în veșnicia lui Dumnezeu, să fie o binecuvântare.